Salut! Astăzi o să discutăm despre CryptoCare Agency, primul startup care va oferi servicii medicale în Marea Britanie integrate pe blockchain. Înainte să începem, trebuie să menționez că nu sunt consultant financiar și nu ofer sfaturi financiare pe acest canal. Fiecare este direct responsabil pentru propriul său capital. Și dacă vrei să ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. Probabil te întrebi care este utilitatea din lumea reală a proiectului. Deci compania va furniza asistenți medicali experimentați și oameni care să-i ajute din domeniul sănătății mentale la centre de îngrijire, spitale sau pentru persoane individuale. În partea dreaptă găsim canalele de social media unde vă recomand să vă alăturați în caz că aveți orice întrebare despre proiect sau pur și simplu vreți să urmăriți cum evoluează proiectul. Misiunea lor este de a oferi servicii de îngrijire pentru acele unități care au nevoie de ele, prin furnizarea de personal în tot sud-estul Angliei. Este nevoie zilnic de personal, de la asistenți medicali până la lucrători de sprijin pentru a acoperi toate turele și pentru a nu se chinui să se lucreze peste program din cauza lipsei de personal. Echipa este publică, toți cu experiență în domeniul sănătății, însă ceea ce mi-ar fi plăcut să văd aici sunt profilele de LinkedIn pentru a putea verifica experiența fiecăruia mai detaliat și să nu trebuiască să-i cred pe cuvânt. În total vor exista 150 de milioane de token care, 50% pentru pre-sale și aici mie mi se pare că este puțin prea mult alocat pentru pre-sale, 25% pentru rewards pool, 5% are echipa, care este un procent mai mult decât rezonabil și restul se poate vedea pe ecran. Vor exista 4 faze de pre-sale. În primul pre-sale se vor vinde 10 milioane de token, un token va costa 0,015 dolari și se va putea cumpăra cu e-gold, iar prețul e-gold-ului se va îngheța cu 24 de ore înainte de pre-sale. Acum să vedem și care este utilitatea tokenului. Dacă ai tokenul Care, poți minta un NFT sau mai multe de la Rocky la Diamond, în funcție de câți token Care deții. Pentru a înțelege mai bine, cu acel NFT este ca și cum ai cumpăra acțiuni în companie și ai obține o parte din profitul companiei. Cu cât angajează mai mult personal calificat pentru a lucra în unitățile partenerilor lor, cu atât mai mare va fi fondul care va merge către investitori. De exemplu, o unitate are nevoie astăzi de un asistent medical. Orele de tură sunt cuprinse între 10 ore jumate și 12 ore. Vor cere unității să plătească asistentul medical cu 16 lire pe oră, însă ei vor plăti personalul doar cu 12 lire pe oră. Pentru 12 ore vor primi un total de 192 de lire. Din cele 192 de lire, îi vor da personalului 144 de lire, iar ei vor lua profitul de 48 de lire. Ultimul pas și cel mai important, din 48 de lire vor pune 30%, care înseamnă aproximativ 14 lire, în fondul de recompense pentru cei care pun NFT-ul la stake. Mai jos vedem diverse calcule. Dacă au 50 de oameni care merg la muncă într-o zi, ei vor genera 2400 de lire, din care 720 de lire se duc către investitori. Dacă vor avea o medie de 100 de membri ai personalului care lucrează zilnic în unități, atunci profitul total pentru un an va fi de 1.700.000 de lire, iar 30% înseamnă 510.000 de lire. Aceștia 510.000 de lire vor merge către recompensele comune ale investitorilor. Legat de roadmap, povestea lor începe în Q4 2022, adică chiar în acest trimestru. Vă sfătuiesc să puneți videoul pe pauză pentru a vă putea uita peste ce și-au propus. Ce am văzut eu important și vreau să menționez e că în Q1 2022 scrie că urmează primele contracte cu unități unde vor furniza personal și în Q3 2023 urmează listarea pe MyRDEX sau JungleDEX. Acesta a fost videoclipul de astăzi, îți mulțumesc dacă ai rămas până aici, te invit să mă urmărești și pe Twitter și te aștept și în grupul de Telegram și noi ne vedem data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi, dacă ți-a plăcut nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.